cursul după-amiezii și serii de luni, pe aeroportul Otopeni au sosit echipamente și materiale sanitare din Turcia și Germania. Astfel, cu avionul C-27J Spartan au sosit întâi materiale sanitare din Turcia, pentru ca ulterior, cu un C-130 Hercules, să ajungă echipamente de protecție sanitară aduse din Germania. Precizăm că ambele aeronave aparțin forțelor aeriene române. Echipamentele și materialele sanitare sunt destinate Spitalului Operațional Rol 2, pe care armata l-a ridicat pe un teren din incinta Institutului Național de Gerontologie și Geriatrie Ana Aslan din Otopeni. Lucrările au fost realizate cu forțe și mijloace puse la dispoziție de Batalionul 96 Geniu și Batalionul 300 Sprijin Logistic din București. Spitalul Mobil Operațional Rol 2 este în subordinea Direcției Medicale AMEAPN și este destinat limitării răspândirii coronavirusului, conform planurilor de cooperare interinstituțională pe această linie. Odată cu sosirea echipamentelor și a materialelor sanitare, spitalul se apropie de stadiul final și va putea fi operațional în scurt timp.